Ce faceți băieți, eu sunt Cristi și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi, cel mai probabil vom crește echipa și vom face 104 overe, ceea ce este incredibil. Știu că sunt foarte, foarte aproape. La două ratinguri distanță mi a spus voi la ultimul clip despre asta. Adică, mă rog, ultimul clip cu echipa mea mă refer. Și cum a apărut, bineînțeles, și eventul Dynasty săptămâna aceasta, mă rog, practic săptămâna trecută, eu n-am apucat încă să fac vreun clip de la event sau despre event de pe contul meu, așa că, și sincer, cum n-am mai intrat pe contul meu ceva timp și n-am făcut clipuri aici de ceva timp, așa că avem mai multe pachetele pe care vreau să le deschidem și vom lua și jucătorul pentru că încă nu am cumpărat pe nimeni. Bugetul este de 300 de milioane, nu am pe nimeni cumpărat deja dacă intrăm pe market la My Orders, nu e nimeni, deci de obicei cumpăr jucătorul dinainte, dar astăzi nu am, nu am vrut să fac asta pentru că v-am zis, v-am schimbat niște pachetele și e o șansă destul de bună să prindem vreun jucător uh, din pachete care să îmi înlocuiască gândul de a mai cumpăra pe cineva pe pozițiile respective. Pentru cine nu știa cam așa echipa mea după ultimele upgrade-uri sunt la o 103, dar v-am zis, sunt la vreo 2 ratinguri distanță de 104 din ce mi a spus voi și la vreo 6 rencuri de încă un upgrade. Deci, teoretic, dacă aș lua vreo 2 jucători de rank 5, nu, că de fapt 3 jucători de rank 5, să zicem în locul lui Van Dijk, Tavernier și Iaia Turem, atunci a, probabil mă ajunge direct în 105, dar bine, până acolo e o cale destul de lungă. Nu că am apucat să vă zic până acum, dar dați și vă acolo un like și abonați-vă la canal, fiindcă vreau să facem 10.000 de abonați până la finalul lunii și suntem deja în 26, așa că mai avem doar 5 zile pentru a face aproximativ 500 de abonați, așa că e nevoie de tot efortul vostru pentru a reuși. Și ultima paranteză pe care vreau să o mai fac, care e oricum în avantajul vostru, vreau să vă zic, dacă vă place, de exemplu, tricoul ăsta, cu, cu Real Madrid. de nou o tricou cu Mbappé pe spate frumos. Vreau să vă zic că pe Instagram acum este un, este un giveaway frumos pe contul meu. Aveți link în descriere către Instagramul meu. Dacă vreți să vă înscrieți, giveaway-ul ține până pe 1 septembrie. Deci nu aveți foarte mult timp să vă înscrieți, dar este foarte simplu, așa că ar fi păcat să nu încercați măcar să Bun, și acum hai să revenim la oile noastre. Vom începe cu... Hai să începem cu pachetele de pe store, pentru că... Pentru că de ce nu? O să deschidem două pachete de pe store. Vom deschide pachetele de 3000, atât de la Hall of Legends, cât și de la eventul Dynasties. Chit că da, eventul în Hall of Legends este mai vechi, este mai mai trecut. Totuși, încă sunt jucători foarte interesant pe acolo pe care mi-aș dori să-i prind, așa că o să încerc să-i prind. Dar vom începe, nu, vom începe chiar cu pecul de la Hall of Legends. Vreau să încep cu cel de la Dynasty, dar nu. Voi începe cu cel de la Hall of Legends. Aproape că am și uitat de cât jucători buni sunt aici. Uitați-vă și voi. Vira, Ferdinand, Eusebio, Darglish, Baresi, Carlos Alberto, Canavaro, Ronaldo, jucător care mi-ar intra bombă în echipă și un Van der Sar ar fi fabulos. Deci ce să mai zic băieți, ce să mai zic că trebuie să prindem și noi ceva. În pe opening de rează că am avut final, am avut noroc pe final, dar cine știe, cine știe. Hai să vedem, primul pec, mă rog, da, primul pec teoretic este ăsta cu coin și, și jucătorii mai slăbuți. În al doilea avem jucătorul cu animație de la Hall of Legends. Hai să vedem cine este. Și dacă va fi unul bun sau foarte bun, e un Belgian deci deja un semn nașpa, lămâi este Torgan Azar, din păcate foarte slăbuț, doar 96 pentru belgeanul lui Anderlecht, un jucător care nu ne satisface deloc nevoile, așa că... Nu, no, e, e, e horror, e horror, dar nu este nicio problemă. Dar eu am început cu pe opening ul așa că mergem la pachetul de la Dynasties. Aici unde avem mai puțin jucători buni momentan. Nu știu dacă vor mai apăra jucători la Dynasties, dar e clar. E clar că Schlotterbeck ar fi cam... El și cu Mendy, să zic, sunt singuri și cu care m-ar interesa maxim. Milinkovic Savic ar fi decentuț. Abedi Pele nu prea m-ar ajuta, fiindcă deja am pe Dani Olmo, ar trebui să schimb formația. Iar Rivaldo, Uh, nu mi l-aș dori pentru că nu intră în echipă și ca să poți să-i fac loc ar trebui să fac o întreagă revoluție la echipă, ceea ce nu știu dacă mi-aș dori neapărat, așa că aș prefera să n-am bătaia asta de cap. Da, bine, am, dacă e să vină Rivaldo, eu l-aștept totuși, dar uh, din jucătorii de 101 aș prefera pe Schlotterbeck, așa că hai să vedem că măcar avem un jucător de 101 și nu e aică, asta e clar, e un argentinian, deci nu e nici Schlotterbeck, este Giovanni Simeone ceea ce nu este grozav. 97 l-am prins și ieri în pe Copernic, cred că tot din pe costa de 3000 de gemuri și tot așa pe la început. Deci, da, Giovanni Simeone, 97, bine că ne făceam grijă și cu toate de 101 care ar fi bun care n-ar fi buni. Că oricum, sigur îmi veneau mie. În orice caz, dăm pe continuu. Și uh, ieri am avut reward de la Verse Tech Head to Head și Manager Mode, așa că am făcut rost de multe Universal Tokens sau de puncte universal, cum vreți să spuneți. Așa că hai să vedem ce putem deschide de punctele astea. Am 3648, ceea ce, ceea ce, e ceva, dar ia să vedem ce opțiune mai avea. Cred că am putea deschide pachetul de 3500. Pachet care este într-adevăr tradable, e, pardon, este un tradable, dar e cu jucători între 95 și 101, așa că pe lângă jucătorii de la Dynasty, în rest sunt toți aici, și cei de la Euro și cei de la Team of the Season, 95-101 așadar, deci Na, e o șansă mare să-ți dea un 95 sau un 96, e un pec scump, 3500 de puncte e mult, dar hai să ne încercăm șansele, știu că puteam să deschid și pachetul tradable, dar e cu doar 1000 de puncte mai puțin și e maxim 99 în acesta plus că pleacă de la 92, dacă îmi dau un 92 de 3-4 milioane, n-am făcut nimica, mai bine să-mi dea un 96 în Tradeable pentru că îl pot să-l folosesc la exchange-uri. Așa că hai să vedem despre ce este vorba în acest pachetel. Avem animație de la Euro. E un danez, nu știu cât de bine e neapărat, portar. Ok, era bine dacă era și Michael Taikasu, da, este Fisu. Dacă era și Michael de 99, chiar era interesant. Și Michael de 96, în schimb, este foarte interesant pentru exchange și cam atâta. Dar da, măcar am încercat. Sincer, mă bucur că n-are 95, fiindcă 96 și Michael e bun pentru exchange-ul pentru punctele daily. Așa că e ok, ai că din jucătorii slab care au trebuit să vină, măcar el e ok decât de dacă are Așa că hai să mergem și la event la Dynasty. Avem și aici niște, niște reward-uri. Avem, în primul rând, țai, de ce nu Foarte interesant. Ce deci, ce... Deci au schimbat, au schimbat aici cumva chestiile asta eu nu înțeleg. Deci ieri nu erau gen sub Jordan eu și nu erau Ferland Mendy și Eu Mendy, au schimbat chestiile astea mă, că nu erau așa ieri, deci nu înțeleg, deci nu ieri, cred că și mai devreme, deci eu mai am intrat pe joc acum vreo oră și ceva, da mă și au schimbat astea, ok, deci nu mai avem la fel puse reward foarte, foarte interesant dacă mă întrebați pe mine. Uh, da, hai să luăm reward ăsta, măcar avem un prior cu un jucător de peste 96, dar eu știam, mama, că trebuie să iau ăsta de aici, de jos, care era cu un jucător de peste 93. Bine, nu, mă, nu, nu mă pot plânge pentru că 96 e mai bun decât 93, dar bineînțeles că ne-am dorit un jucător de peste 96. În orice caz, este un de este un pachet, asta este ce, contează. Spuneți-mi în comentarii de ce s-au schimbat sau de când s-au schimbat, pentru că ieri, cu siguranță, când am filmat, nu erau schimbate. Așa că, hai să vedem și jucători la Dynasty ne vine și nu e nici asta Icon, dar tot argentinian și cred că tot Giovanni Simeone. Da, tot Giovanni Simeone, 97. Uh, da, am o atracție apare pentru el. E deja a treia oară când îl prind în două zile. Deci, uh, E, e, deja acolo legată o strânsă relație între noi și, sincer să zic, nu știu dacă pot să mă bucur sau nu. În orice caz, însă, mai avem și aici, la main, pachetul ăsta care este un standard pack. nu este fantastic, dar mai luăm și niște puncte, așa că mai facem un reward acolo și, da, într-adevăr, nu este cine știe ce din pack ăsta. Doar John Stones de 91, dar avem 200 de puncte acum de cheltuială pentru a lua și acest reward cu... Cred că ăsta era cu frații sau mă rog, cu cei doi Milinkovic Savic care Așa sunt că hai să ridic. luăm de aici, am 50 de puncte și aici este Milinkovic Savic, da, nu s-au schimbat din fericire, iar aici -a să fie Vanja Milinkovic, portarul lui Torino. Iar acum, da, avem reward-ul ăsta, da, interesant că le-au schimbat, sincer, că practic înainte erau câte două pe linie, le completai și mergeai mai departe. Acum văd că au pus gen linia de sus, linia de jos, ceea ce, nu, mă nu pot să zic că e nici prea wow, dar nici prea așa. În orice caz, pentru mine este relevant. Am făcut și pe Costa, este un 93+, plus sper să aibă animație și are animație, este, este bine să zic așa. Și un german, uh, Reifinger, right dar bineînțeles că nu este Leroa Sane, este fratele lui Sane, mai exact, uh, mie nu mai știu cum îl cheamă, o să verificăm acum. Este vorba de CD Sane, care are și minimul, by the de 93, adică... Și de la ei Sports nu s-au nu s-au complicat prea tare, mi-au dat minimul. Are animație, dar e minimul, din păcate. Și hai și la next round să luăm și ultimii jucători, dacă toți suntem aici, care dacă nu greșesc era un colțuri, sper că nu greșesc. Dacă am greșit, e clar, nu, e Rivaldo aici și dacă nu greșesc aici, al găseam pe Tulancea ca. Ia să vedem, da, am zis bine și n avem reward doar pentru că au schimbat și aici, a, practic acum sunt Rivaldo cu Rivaldiniu și Tulancea ca cu granice ca. Deci cred că asta este modificarea care într-un fel are și sens, dacă mă te Și da, practic nu pot să zic că am avut prea mare noroc din pe opening, am deschis pachetele, dar cam, cam nici urmă de ceva interesant. Așa că tot ce ne-a mai rămas acum este să cumpărăm într-adevăr jucător pe care vreau să-l să, -l, să -l bag în echipă, care să ne aducă 104 overe. Este un jucător destul de scump, dar cu rating foarte bun și pe o poziție foarte interesantă. Știu că o să apară și eventul Retro Stars, dar vreau să iau un live back nou pentru echipă, fiindcă Acolo, în de față, lanși pe, pe cap de via de 97 cartea base, care are rank 4, ceea ce nu este deloc rău. Un fundaș corect, cinstit, care și-a făcut treaba foarte bine și pe care vi-l recomand și vouă cu căldură. Și de ce vreau să upgradez fundașul stânga? Pentru că... O să ziceți, bă, dar de ce nu -l crești, de ce nu-l upgradezi pe tavernie, fundașul de dreapta care are rating Dar mic? ideea este în felul următor, cap de via este tradable, așa că eu pot să cumpăr acum un left back, să-l vând pe cap de via și practic nu o să ies pe un mare, mare minus, adică o să fac un upgrade cu mai puțin bănuți decât aș face la tavernie, pentru că, v-am zis, o să apară și eventul Retro Stars în zilele următoare și nu se știe ce jucători vor fi pe acolo, dar uh, ideea este că vreau să fac acest upgrade și oricum v-am zis, practic, pe total nu, mă voca, nu, mă, nu o să mă coste extraordinar de mult, așa că jucătorul pe care vreau să-l cumpăr uh, este... Mohica de 100 OVR. Este în momentul de față cel mai high-rated fundaș stânga din joc, alături de Cucurea și Mendy. De aia n-am vrut să-l cumpăr dinainte de clip, pentru că am zis, bă, e o șansă să-mi pice Ferlan Mendy și dacă venea Ferlan Mendy, era foarte tare și intra clar în echipă. Bine, avem nevoie de niște Mascherano, dar ideea este că era foarte bun și nu mai dăiam banii pe Mohica. Dar în acest caz n-a venit Mendy, așa că îl vom lua pe Mohica. De ce Mohica din cei trei? Păi Mendy este de departe cel mai scump dintre toți și nu mi-l permit. Trebuie să vreți să vă mint, nu cu să vă este practic al doilea cel mai scump. O să vreau să-l cumpăr cu rank 3. Cu rank 3 are, o, sau costă 158 de milioane, în timp ce Mohica cu rank 3 este doar 100. 45, da, sunt 18 milioane 20, dar totuși contează la finalul zilei dacă încercați să faceți cât de cât așa să nu știu dacă să zic economie, dar dacă salvați 10-15 milioane pe jucător, să știți că contează la finalul și zilei. ne lei... la atributele lor cu Corea, cam asta, cam sunt atributele sale, nu zic, sunt, sunt atribute foarte bune, bine, are și 100 OVR, dar dacă ne uităm și la Mohica, nici și el nu arată rău din punctul meu de vedere, este și un pic mai rapid, iar în rest nu sunt mari diferențe, din păcate are doar 2 la weak foot, ceea ce ar putea să-l strice un pic, dar o să încerc să mă descurc cu acesta, nu știu, chiar să-mi spuneți voi în comentarii, bai, ai luat o, decizie, o decizie bună sau nu. Știu că sunt și jucători de 99 foarte buni, gen Zambrota, Carlos Alberto sau, nu știu, chiar Hernandez, dar ar fi trebuit să cumpăr cu rank 4 pentru, pentru a reuși să, să cresc cresc că, practic, am nevoie de un plus 2 upgrade față de cap de via, care are 101 în acest moment. Așa că mai bine îl cumpăr pe Mohica cu rank 3 ceea ce este onest, că rank 4 costa cam mult 200 de milioane, așa că rank 3 dau 145, o să-l și pe cap de via și practic o să fie un upgrade de doar vreo 70 de milioane, 60-70, ceea ce nu este foarte, foarte rău. Așa că Mohica, ce să mai zic, 145 de milioane, am dat pe bai și s-a și cumpărat instant, adică efectiv ați văzut și voi într-o fracțiune de secundă. Mohica este în clubul nostru, primul columbian din echipă, sincer mai strict și o puțin trendul ăsta de spaniol, fiindcă aveam foarte mulți spanioli dacă luam cu pe Cucureia, deja puteam să, puteam să mă transform în naționala, naționala Spaniei, vă zic sincer. Așa că hai să vedem cum intră Mohica și cum se schimbă acolo în dreapta de tot la OVR din 130. 3 în 104, un moment pe care l-am așteptat foarte, foarte mult timp și într-un final a venit sau, bă, o să vină sau așa sper să vină. Așa că Mohica, hai să vedem, facem sau nu 104 și facem 104, mă uitați acolo în stânga, practic, Mohica aduce 104 over, ceea ce este absolut superb, foarte, foarte foarte mult așezat acest moment de către Hai să mine. Hai să-i transferăm și trainingul lui Cap de Via lui Mohica. De asta nici nu l-am văzut pe Cap de Via înainte, fiindcă voiam să transfer acest uh, training level 10 pe care îl are, da, o să spuneți poate unii că bă, foarte mult, dar decât să pierd totuși acest XP, mai bine îl folosesc într-un fel, cu 100 de transfer, training transfer tokens, dacă nu greșesc, Mohi are acum training level 9 și îl vom duce chiar la mai mult, o să încerc să-l duc pe la level 15, dar bine, acum în funcție de cam ce jucător mai am eu prin club, fiindcă nu am extraordinar de mulți, fiindcă am tot băgat la am tot băgat aici la training și vedeți că sunt nevoi să bag chiar și jucători de silver, dar este ok și așa. Dăm pe training, iar acum Mohica are training level 15 și este cu siguranță mult mai bun decât era fără training, pentru că mi-a spus mulți, bă, așa foarte mult training -ul. și da, într-adevăr așa este. Hai să folosim și skill points 3 pe care le are. O să-i dăm pe... Dacă dau pe balance, să-i dă la mai multe, dacă îi dau pe defending, îi dau doar pe defending. O să-i dăm pe defending ca să-l facem acolo monstru în apărare, să nu mai treacă nimeni de acesta. Așa că pentru cei interesați, cam ăsta e Mohica cu rank 3, cu 3 skill points-uri puse și cu training level 15, mi se pare. Un fundaj stânga foarte, foarte bun, care este și stângaș de altfel, deci chiar dacă are doar 2 la weak foot, eu cred că nu o să conteze foarte mult, fiindcă în mod normal centrez cu fundașul stânga, cu piciorul său stânga, așa că... Eu zic că este un upgrade binevenit și sper că vă convine și voi sau că îi se pare un, un jucător bun pentru Sunt Sunt tare cum o să și eventul Retro Stars, care teoretic apare mâine din ce am văzut pe 27. De obicei știu că apăreau eventurile șoia, dar văd că acum o să apară marți. Să vedem acum dacă o să apară, dacă o să fie tot eventul, practic, în joc. mai anunț încă o dată că în următoarele zile o să fac un clip în care reacționez la pachetele voastre pe care mi-a trimis pe Instagram, așa că dacă nu mi-ați trimis până acum, puteți să-mi trimiteți în continuare. Aveți Instagramul meu în descriere, nu uitați și de giveaway. Iar până mâine la un nou episod să ne azim cu bine. Pa, pa!